Deci asta e rețeta de mămăligă pe care o folosiți dumneavoastră aici, pe Timiș, da. pe Dunăre, oriunde. Asta e mămăligă care o fac eu. Aha. Deci, o să pescuiesc cum vreau cu ea. Deci teoretic cum puneți? Câte făină albă, cât? Un kilogram de făină albă și unul de mălai. Deci 1-1. 1-1. Și la astea? Și îi pun sare, puțină sare, că nu se năcrește așa repede. Și că nu le place dacă nu-i sărată, știi? E, la om. Păi da. Bag sare. Ia-te sare, frumos. Da. Da, o mestec. Dacă o las cum o pun în pungă, când după ce o fier, dacă o tai cu bulețe, pot să o pun pe cârlig să pescuiesc cu cuburi de mamaligă. De-aia nu pescuiesc la cubulețe. Mm-hmm. Oricum, eu am văzut și aia pe care mi-ați dat-o mie, e faină, faină. Da, și aia, dacă vrei să fie mai moale, o țără, o bagi în apă, mai treci și gumoasă, gumoasă, poți să o întinzi ca pe gumă. Da, da. Bine. Și acum îi bag apă. Apă cam câtă puneți? Păi nu fac, dacă vreau să fie mai tare mamaliga, dar e greu de mestecat după aia. O fac mai groasă. Deci așa puneți apă așa la simț. Da, dacă o fac ca pe un cir, cum se spune, nu? Atunci pot să o frec mai ușor. Mm-hmm. Mie nu trebuie așa tare. Și dacă asta da pui și nu noaptea, pui dimineața încă găsești pe momitor sau pe plumb. Dacă nu umblă peștișorii la ea. Cât mai moale fac. Deci asta o faceți cât mai moale. Băi, du-te mă, muscu, e bună. Cu apă din Timiș. Nu contează ce apă face. Ce nu le place, că ei sunt învățat cu apa din Timiș, nu? Păi da. Da, la baltă, ca să nu-ți consume apa ta de băut. Mamă, dar ce moale o faceți! Dacă o fac la puncir. Trebuie să mă uit în dicționar ce înseamnă cir, că nu cunosc cuvântul. Când faci mamaliga, nu, și începi să fiarbă, se face o, ca un lapte de mamaliga, nu, de cu mălai și ăsta. Aha. Uite, ăsta e normal, așa e cirul, cum spune, ăsta ce e moale. Când la moale, da. Mamaliga, da, 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 gata. Face o amestecătură de mălai, că nu pui făină de grâu, e altfel. Ala îi spune cir. Așa îi spune la Moldova, acum nu știu cum îi spune. În alte părți, de asta zic că eu n-am auzit cuvântul ăla. Da. Păi când faci mamaliga, când eram copii mici, îl punea făina în mijlocul grămadă și atunci numai un pic o crăpa în patru sau știu eu și se făcea din ăsta moale și lua și ne punea să bem din ăla fierbinte, că era bun. O puteai să faci numai cu apă și puneai făină de mălai. Și făceai ca cu un gris, așa, știi? Da, da, da. Și aia să bei fierbinte e bună pentru gât, când făceai roșu în gât și tușai și prostii din astea, când eram copil. Sau mai punea... Mai cum mi-a punea untură de gâscă. Maica mea a fost mare crescătoare de gâști, numai maica mea, acolo pe Valea Jijie, așa îi spune, o apă, e un imaș, eu cred că are 2 km lățime, lung ca Jijie. Și acolo toată lumea gâște, scoteau boboci, scotea câte 70-80 de boboci. Și atunci toamna îi punea la îngrășat, 10 sau 15,
le dădea mâncare forțat pe gât și când îi tăia erau foarte grași, cam 6 săptămâni era maxim, dacă mureau, de grași ți erau. Și atunci carnea o punea cu sare ca la porc, o punea la calaie și până la Crăciun sau orice mâncare făcea, pac, lua de gâscă din aer, băga la zama de cartofi, la ce era. Deci nu foloseau ulei, nu, cum folosim noi. Și mă mai duceam la, cum îi zicem, Banat Spaiț, na, la mine zicea cameră de rece. Mai duceam la borcan, mama mai scoteam câte un cotoi, îl mâncam, că era cum îl spăla cu apă după ce îl scotea de la sare. Și asta îl fierbea, că îl punea ulei și ăsta, sau untură. Și el fierbea și îi prăja și băga la borcan. Uite, asta. Asta, și acum ați făcut așa mult ca să nu facă, să nu aibă prea multe cocoloașe. Da, da. Da. Ce mole. Dacă mesteci bine aia de grâu cu asta de porumb, nu faci așa coloaș. El acum când fierbe, se distrug alea propriu, nu le mai simți. Da, da. Cocoloașele alea. O să iasă destul de tare. O să iasă moale. Da, da, da. Vedem la sfârșit. Dacă o fac mai tare, atunci o dădeam pe mașina de tocat carne, că nu puteam să o frec, știi, că ea trebuie, după ce fierbe, trebuie muiată și bătută la găleată, nu în cârpă. Că mulți o pun în cârpă și să face, să crește repede și se face roșie la suprafață, roz, eu știu, violet. Da. Asta-i. Bine, dacă mai băgam cum era înainte, nu, acum s-a atâtea mirodene. Înainte băgam 2-3 pachete de zahăr vanilat, știi, să fie cu aromă de vanilie, că vezi, Doamne, că peștele o crescut cu vanilie în Timiș, nu? A, spui băgat acum, dacă vreați, băgați acum 2-3 pliculețe, da. Acum, nu, eu zic că nu trebuie. Ce? Aroma aia de vanilie, nu, degea. Că de, nu am, cred că. De obicei am la mine, dar nu o bag, da, încă. Da. Ba, pun cu mână. Nu, așa mămăligă n-am mai făcut. Nu. Eu. Nu, trebuie să mă ajut cumva pe mâine. Ține cumva. Așa. Stai un pic, așa. Și eu fiind mai comod, ca să nu spăl oala, punem pungă. Și rămâne oala curată. Hai, de ce? Aia da. Nu trebuie să mai frecați. Dacă amestecat în ceaun, în primul rând nu e așa bună. În al doilea rând trebuie să speli ceaunul. Și ăla trebuie să-l pui la muiat, să-l speli. Aia e prea mult de lucru pentru mine. Da, da. Înainte mai făceam mai groasă și făceam găluște, așa, niște găluște. Uh-huh. Le puneam în apă tot așa să fiarbă. Și după aia, ca să nu mă chinui, că erau tari, că bă, puteai să spargi capul cu el. Da. Alea trebuia să totdeauna tocam cu mașina de toca carne. Da. Nu vrei. Am pus prea mult. Uitați, iau eu astea. Pe toate le folosiți? Da, cam 3-4. Păi nu cumva să aibă făină pe aia, să se prindă pe oală. Hop! Ușă, că se duc în Timiș. Ce faci, băi? Suza, ce vrei, Suza? Nu-i pentru tine aici, e pentru domnii pești. Ia, da, să țin și asta. Țin țarul. Pac! Să nu lăsați că țin așa, bine aici.
Ia spune hop. Ai văzut, nu? Ai văzut că n-am făcut o dată trecută, duminică sau când? Da. Era aici, că ai zis că ai văzut că am făcut 4 pungi. Ei, aia e bine să faci mai, să pui, uite, mai puțin în pungă, că fierbe mai repede. Că pui mai multă, îți rămâne la mijloc, trebuie să o fierbi mai mult, nu să fierbi la mijloc. Rămâne mai crudă, dar n-are nimic, că nu mesteci, să... Mamă, de-i trage acum un fitofag, vă aruncă punga pe malul ăla, altă-l Timișule. Ai, mamă! Nu, să mai rămân o tură. Aia e prea multă, mea. Ai spus aici? Mai pun înapoi? Nu, nu, în aia, în prima care am pus. Acum las așa, când întorc chiar mai mult. Aruncăm tot, telefoane, pungi, mămâligi. Da. Am învățat-o pe nevastă mea să curăță pește, să-i tai acum. Acum îi place. Trebuie să învățați să-i prindă, să nu mai aveți treabă. Îi curăța ea, eu trebuia să-i tranșez, să-i tai, să-i... Da. Dar dacă mișca, iară ne-i curăța. Da, e un băiat aici în peciu. Anul trecut a venit, o, neativi, să nu știi, știi cine sunt eu? Nu știu, mă, băiatul, îmi pare rău. Eu, băiatul, avea vreo 9-10 ani. Da. Și eram aici mai sus. Și nu știu, am avut vreo 6 sau 8 pește, m-am avut legat, sfără. Că e tot ce t-o fac, mi-a la mamaligă. Și nevastă mi-a zice să-i curăță, bine femeie. Luam toporișca și cu coada la topor le dădeam în cap, îi omoram, altfel nu-i curăța. Păi da, că mișcau. Îi scotea din ei și restul îi dirijam eu. No, bun. Bun. Acum, punem la oală, apă, indiferent de care. Indiferent de care. Da, să puneți minerală, că mi-e bun. Da, nu cade cu viață mult aici, da? În cap, în oală. Cap, în cap. Mult capă. Nu, ce fain. Cam așa. Și eu pun la fier și nu acopăr de prima dată. Că altfel se lipește punga de fund. Ia când se încălzește, trebuie să o miște. Păi lăsați că vedem când se încălzește. Da, trebuie mișcat un pic, atunci când începe să se închege, se ridică mai sus. Și fac dos. Așa. Și după ce, când începe să fiarbă, îi pun capacul și în cuctă jumătate de oră, ai ca punga oală, mare. Și în oală normală. Poți și în oală normală, când dorovezi. Când fierbe, îți arăt eu. Când fierbe, aici sus face, când e fiartă, are să face așa pe margine, o, ca o gaură. Uh-huh. Așa o nișă da, mică da, acolo. Da. Aia deja știi că e fiartă. Vă arăt eu. Da. Aia când se încălzește, trebuie să o mișc puțin, știi? Și după aia trebuie frecată. Prinde punga pe fund, înțelegi? Când ia s-o maronit așa, se gălbenește. Și s-o și întărit un pic. Da, hop. Da. Ia acum pot să-i pun capacul. Da, da. Păi știu că nu se lipește de jos. Și dacă îl faci la oală normală, o lași pur și simplu să mai fiarbă, nu? Da, da, o lași fiarbă. Îi pui capacul, o lași fiarbă. Da, da. Fără probleme. Cam cât o mai lasă fiarbă? Până se ridică sus, până își face... Îți arăt eu când se vede aici unde parte de sus la nod, se face ca o fântâniță. Aha. Ca cât un ou, se face o gaură. Lăuntru, că ea sacă, știi? Bun. Și trage apa aia care e făcut. Bun. Asta se vede când e gata. Da. Îți arăt eu care e... Treaba. Problema și de... Mare apă. Uite, vezi? E cam gata, uite aici. Vezi? Da, da, da. Uite cum se face gaură și are apă în gaură aia. Uite cum se, asta se vede cel mai bine.
Nu mai trebuie fier. Mai trebuie un pic fier totuși. Da, da. Deci face aici gaur. Și mai puneți un pic de apă acum, mai fierbeți un pic. Da, mai fierb. Ea e cam fiartă, dar la mijloc mică e crudă. Încă e moale, știi? Și n-are nimic, dacă punga aia mai mare, mai moale, când le mestec, atunci e bună, nu contează. A, deci după aia o să le luați pe toate și le mestecați. Da. Uh-huh. Punga, atunci o iau... Le frământați după aia pe toate. Că altfel rămâne... Dacă, când s-o răcit, nu mai poți să... Nu mai poți să o mesteci, cum s-ar spune. Nu-i mai așa moale. Da, da. E tare, de spun... Dacă o faci cuburi, poți să pui pe... Pe cârlig. Așa tare se face. Deci o mai fierbeți încă un pic. Face, da, da, cum mai fiar. Face gaură că trage făina apa aia din ăsta. Și o lăsați acolo, nu scoateți, nu scoateți pungile. După aia le frământ greu, știi? Deci o mai lăsa să se răcească acum, mai, da? Fac, mă grăbesc. Puneți apă. Le scot și le pun în apă rece. Ah, da, da, da. Uite, partea de sus, uite, gaură. Și de obicei că punga acolo mai are și un pic de apă. Da, da. Ea e fiartă. Aia e mai grea, mai mare. Și gata, uite, nu mai trebuie spălu ala. Păi da, uite, lună, e ca nouă. Curată, uite. Puteți face ciorbă. Upărită tot ce... Nu mă chinui. Și unde o... O băgați în găleata aia mică? Da. O mese, după aia o bag în găleata mică. Și o apăs. Uite. Cum e? Vezi că-mi fierbe. Și are apă acolo. Da. Uite. Da, da, da. Ca lumea. Suze, vezi, e bună? A? Și miroase fain. E bună, mă? Da, cu mâncă de ăla, e clar. Și n-a pus nimic, decât sare și făină, atât, nimic. Dacă îi băgam, eu știu, ananas sau știu, praf de vanilie sau ceva, uite, când ea n-are aici, e fiartă, e perfect. Perfect. Da, uite, un pic trebuie arde. Încă nu s-o răcivi. Trebuie frământată, practic. Da, trebuie frământată un pic, altfel. Acum, dacă o las și se răcește, trebuie să mai las. Mă arde la mână. Uh-huh. O tai, poți să-ți faci cuburi să pui pe cârlig, așa tare, când se răcește. Da, dar se vede că e elastică, e, da, faină. Și dacă o vrei mai elastică, o mesteci cu apă. Uite, dacă vrei mai moale. Uite. Uite. E faină, ce să mai... Da. Eu așa o fac. Ia uite cum sare. Da, fiecare ia face cum vrea. E ca lumea asta. Dar dacă se răcește, să vezi cum e. Se întărește. Și de unde. Acolo nu sare, că e aia... Da. Ia stați un pic. Da. Zici că e bilă. O să dai pe perete. Nu-i ferminte. Zici că e bilă. Nu că e... E ca lumea, am văzut eu aia care mi-ați dat-o să pun pe monitor. Păi da. Deci e chiar ca lumea. Acum dacă vreau să o pui și nu vine aia mici noaptea șnaideri să o toace, dimineața încă mai găsești, dacă nu ai trăsătură, mai găsești mămăligă pe... Uite, uite cum îl chiesc. Asta o să fie perfectă la... Uite. Da, uite. Da. Perfectă și la Dunăre, și la Timiș, la orice. Oriunde, oriunde ai pescuit, și la baltă dacă pescuiești, și dacă nu o lași așa tare, când o scoți din găleată, rupe o bucată, o mergi și iar din nou cu puțină apă și să o faci cum vrei, cât de moale vrei.
ca lumea. Deci acum nu, practic nu m-au băgat în găleată, o frământați, o băgați în găleată și acolo. Și acolo o tasez. Și ori pun o cârpă umidă deasupra, caldată se mai colorează deasupra. În cârpă imediat se năcrește. Uh-huh. Dacă o pun în cârpă udă, mâine, la temperatura asta, mâine sau mâine seară, să zic că e deja înnăcrită. Da, e înnăcrită, da. Și partea din afară se face violet, roz, toate culorile. Se păi poate... bun, și deci cum dar o păstrați? Nu știu, că... Asta deci nu o... se moaie și o săptămână poți să țin în găleată. Bun, dar deci altă... o lăsați în găleată, da? Da, în găleată. Când mai bat, acum vezi că o bat toată de la găleată. Și puneți capacul? Și chiar dacă da, plec de la pescuit și rămâne, zic, jumate din ea, pun o cârpă umezită ca să nu prindă coajă și capacul. Uh-huh. Și când mă duc peste o săptămână la pescuit, dacă are mucegai sau ceva deasupra, îl iau jos, e năcrită, nu? E și normal. Dar... ai rezultate de multe ori mai bune la aia înăcrită ca asta proaspătă. Da. Nu, deci cam asta e cu mămăliga. Da. Deci mie îmi place, să încerc eu și o să fac. Te-ai văzut de și la asta se nu te pot adăuga da, orice arome. Când, tot felul de... Eu așa când fac, ați amestecat tot, acolo, da, când ați făcut maglavaițul ăla... Tot felul de mămăligi în alea, când am pus 2 la 1, 1 la nu știu ce, am pus apă nu știu câtă, da, da, da. Ceaun și după aia o fresc cu cârpa și... Nu, no, oricum, nu. În stadiul ăla când ați amestecat cu apă, acolo se pot adăuga orice arome. Usturoi, vanilie. Și din alea tip gălușcă, dar trebuia să le dau pe mașina de toca carne. Atât de tare și eu. Așa de tare erau de numă. Uh-huh. Acum nici atâta, că și eu, uite, da, da, da. Operat, brațe, oricum, foarte, foarte tare rețeta. Uite, asta pot să mesc, și cât așa fierbinte. Simplă și puțin. Bună. Ia uite. Altfel nu mai... Dar se vede că e calul. Suza, vine apoi! Dacă nu frămânți un pic, atunci ai rămâne prea tare, știi? Când se răcește, e tare de numă. Da, da, da. Deci e super, super calul meu. Nu trebuie prea mult frământat, dar n-are rost, uite. Gata, atât, un pic. Fai de mine, super, uite, super. Gumă, uite. E gumă. O să o întinzi, uite, gumă. Fără probleme. Nici nu zici că e mămăligă. Păi da. Da, gata, super, super. O, că bagă unul, doi la unul, că bagă nu știu ce. Nu, unul la unul, simplu. Simplu și bun. La pungă și gata. N-ai dispărat cea unul. Gata. Simplu și bun. Poate să nu aibă... Și nu rămână goluri de aer, știi? Ia, Ce calume e. Restul. Da. Păi bun, și acum, deci vreau să ce faceți? Puneți capac sau puneți și cârpă? Da, îi pun o cârpă puțin umedă, stoarsă bine. Și mai puneți deci capacul? Nu, că altfel dacă nu pun cârpă, da, îi pun și capac. Deci cârpa și capacul? Da. Bun. Da, altădată numai cârpă, dar... De multe ori se usucă, dacă uite cum ia destul de fierbinte, altădată plec de acasă și până ajung la Timiș sau știu, se usucă cărpa aia și dacă nu o umezesc, prinde coajă, atunci da, trebuie să iei coaja aia deasupra, să o arunci. Nu, bun, deci cărpă și capac. Da. Cărpă, cu sare zici că e minge de cauciuc. Nu vezi, nu sunt pește de el altă. Da. Sare sus, uite. Dacă de mămăligă nu se lipește, dar nu, că unii zic, dai cu ea de perete și nu se lipește, așa mămăligă bună a făcut. Foarte bine, mă, eu nu zic, eu nu contrazic, fiecare are stilul lui. Dar eu, din câte modele am probat, m-am oprit la stilul ăsta, că e cel mai simplu și cel mai bun după mine. Da, pentru da. Mine. Acum, nu da. S-am pus cam mult, sunt curios. Da, sunteți curios dacă e fiartă pe mijloc. Da, da. Dacă o rupi, vezi la mijloc. Ia să vedem. Dacă e fiartă sau nu. Uai, dar ce tare s-a făcut de ea. Eu zic că e fiartă, nu? Ba, e fiartă, că altfel
ar fi, aici ar fi mai moale, știi, ar fi un cir mai mare, vei, oricum ea e mai moale aici, uite. Deci, da, oricum e fiartă. Bine fiartă. Dar și ăla, dacă rămâne o țără mai moale la mijloc, când o frămânți, n-are nimică, că ea sunt preună. Uite, dacă se răcește, nu mai poți să o frec, așa tare. Așa se întărește. Da, trebuie să o caldă. Caldă, da. Arde. No, faină, mămăligă. Da. Ce să mai, perfectă. Eu cu asta pescuiesc și eu zic că e cea mai bună mămăligă și cel mai simplu mod de a o face. Da.